Bună ziua, dragii mei! Astăzi, maestru Nelu Cazan ne propune poezia Răspuns la o scrisoare neprimită. Tu chiar mă faci să plâng, citind răvașul tău, mi-am pus mereu un gând să nu mai fie rău. Dar tu mă răscolești și răni adânci îmi faci. Nu știu de mă iubești și nu știu de mă placi. Ți-am scris de atâtea ori pe stele și pe soare, dar nu primești scrisori venind de la oricare. Eu nu sunt un poet, sunt doar o rană care își pune pe hârtie destinul la încercare, dar ție nici nu-ți pasă. Azi tu ai viața ta, iar eu visez zadarnic ca ai să fii a mea. Puteam să fiu un rege cu tine de ram, dar azi sunt doar o frunză căzută de pe ram, călcată în picioare de prinț și cerșetor. Nu-mi dai nicio speranță pe vântul călător. Scrisorile se întorc și nu mi-aduc răspuns. Rămân un cerșetor de dragoste străpuns. Cerșesc iubire în van, zadarnic, în pustiu, stând aplecat pe margini albastre de sicriu. O frunză înverzită în pom când v-am fost, azi sunt doar un nebun cerșind iubirea ta, știu totu-i în zadar și nu mai am putere nici să-mi răspunzi, măcar de azi nu-ți voi mai cere. Te-am așteptat cu grijă, cu dor și înfrigurare, dar n-am primit răspuns nici când la vreo scrisoare. Sau poate că am uitat eu să ți le trimit, ori tu nici când la mine, de mine, nu ți-ai mai amintit. E prima zi de vară la mine la Țifești. Te aștept să vii diseară, dacă mă mai iubești. Să citim împreună scrisoarea netrimisă, scrisă sub clar de lună, de cel ce nu există. Nelu Cazan, pentru voi, dragii mei, răspuns la o scrisoare neprimită. Mulțumesc, să aveți o zi minunată ca de obicei, pe curând!